colegilor, în aplauzele dumneavoastră, intră Victor Vasile! Bine ai venit, Victor! Salut. Bine v-am găsit! Cu ce te ocupi? Sunt asistent de producție în producția de reclame, filme, o parte fizică, partea de logistică, de pe teren. Ah, bun. Ai emoții că te simt așa un pic? Puțin. Puțin, da? Le lași aici, te duci acolo, inspirație, sigur, sigur. Și câștigi, intri în finală, da? Bravo! Baftă multă, Victor! Ultima licitație, trebuie să faceți și voi bine acum, pentru că e cam asta e. E ultima șansa voastră. Bun! Andrei! Avem un produs foarte drăguț, și anume lipici cu sclipici. Voi trebuie să-mi spuneți cât costă așa ceva și pun pariu că orice puștoaică de 12-13 ani ar da răspunsul corect pe loc, însă eu vreau să-l aflu de la voi. Lipici cu sclipici. Eu am deja Luciu, nu mai am nevoie. Tu ai Luciu și la propriu și la figurat. Uite, normal. Și nu m-am dat cu lipici, că altfel mă lipeam și nu vreau să mă lipesc. Dar ce lipim și noi să vedem dacă să funcționează? Gata, suficient. Foarte talentat ești, Liviu. Foarte tare, nu glumesc cu absolut nimic. Arată senzațional lipiciul. Dacă mai și lipește, ar fi... Ia pune degetul. Cât să fie? 5 lei. 5 lei. Ancuța. Aș zice 13. 13 lei, îmi spune Ancuța. Ana. 12. 12, mă întrebi sau e sigură? Presupun. 12. Victor? 11 lei. 11 lei, îmi spune Victor. După cum văd, cred că s-a luat un bonus. Normal. Banii sunt la mine. Da, nu uitați să veniți lângă noi. Victor, să te ții frumos de treabă. Manuța la fel, Ancuța la fel, Motaz la fel. Doar că Motaz vine cu mine în finală și a luat și bonusul de 1000 de lei. Vino lângă mine, Motaz. Ai venit primul și ai plecat ultimul. Ți-ai copilărit în România sau în altă țară? În România. Părinții ambii sunt egipteni. Da, am trăit în România toată viața mea. Deci tatăl tău a venit cu mama ta în România, pentru că de ce să fie ales Anglia sau Italia sau Franța sau Spania sau cine știe ce țări urâte mai sunt pe lângă noastră, pentru că noi avem o țară frumoasă. I-a plăcut poporul foarte mult și cultura. Ce studiezi? Medicină generală, anul 6. Wow! Super! Mai fac voluntariat la spital. Te felicit pentru treaba asta. Vă mulțumesc frumos. Unde faci voluntariat? La Spitalul Bagdad Sarah Arseni. La urgență, nu? Da, la urgență. Mam. Și îți place așa să... Da, da, foarte mult și vreau să mulțumesc tot cadrul medical pentru eforturile depuse. Dragilor, mergem cu Motaz mai departe la următorul joc să vedem cum se descurcă el astăzi la noi, la prețul cel... Este! Orice număr, bine, nu orice număr câștigă astăzi, ci doar cele importante pentru două produse pe care tu le poți câștiga, dar după ce ne povestește Andrei, ce? Îți explic eu cum. Avem la jocul acesta o combină side-by-side, din inox cu design modern, capacitate de 436 de litri, dintre care 291 frigider și 145 congelator, cu afișaj LED și control touchscreen. Și în spatele tău acolo, Motaz, avem un espresor cu o putere de 1050 de watts, un recipient de 1,5 litri, funcționează cu o presiune de 15 bari. Face espresso, cappuccino, are înălțime pahar reglabilă, recipient de lapte detașabil și funcție de sfumare lapte. Două premii, eu zic să le câștigăm, Motaz. Am nevoie de cafea. E, hai, concentrare. Combina este aici, expresorul este aici. Combina are un preț format din 4 cifre, expresorul are un preț format din 3 cifre. Okay. Iar în pușculiță mai sunt 3 cifre aici. Eu o să iau un număr de aici. Și o să-l ți-l pun la combina frigorifică să te ajut. Da? Și iau numărul, de exemplu, 2. Iar acum îți spun așa. Tu trebuie să te concentrezi mult aici pe combina.
că dacă îmi spui prețul cel bun al combinei, eu îți dau și expresorul. Dacă cumva înumerești pușculița, batem palma și ne vedem în final. Hai să începem! Alege un număr! Am auzit un 8. 8! Hai să vedem unde e 8-ul și de unde a plecat 8-ul. Bine de tot! Următorul. 9 este la expresor. E bine. 4. Avem un număr 4. 2 jos. Vezi, dacă mai îmi spui un singur număr bun aici, la prețul expresorului, câștigi doar expresorul. Dacă îmi spui 2 bune aici, câștigi și combina și expresorul. Da? Uită-te la sumă și vezi. Cinci. De unde a plecat cinciul? A plecat de la combina. Ai jucat foarte bine. Mai ai o cifră aici și o cifră, ai un număr sus sau un număr jos. Și poți câștiga ceva, tot câștigi. Hai să vedem ce. Următorul număr. 0. Avem numărul 0 la yeah! Motaz a câștigat astăzi o combină side by side și un expresor doar pentru el. Bravo! Bravo! Și bineînțeles, merge și în finală. Și avem finala completă. De-abia aștept să văd cine trece mai departe. Dar până să vedem